Două proiecte au fost aprobate prin programul Angel Salini pentru Comuna Runcu. Așadar, unul din proiectele finanțate este modernizarea drumurilor de interes local pe o distanță de 8 km, a declarat primarul Adi Câmpeanu pentru 1+ TV. Două proiecte au fost aprobate prin programul Angel Salini pentru Comuna Runcu. Este vorba de modernizarea drumurilor de interes local pe o distanță de 8 km și reabilitare, modernizare, extindere, mărire, capacitate, rezervor de magazinare și alimentare cu apă satele Bâlta, Bâlțișoara, Marea Mare. Comuna Runcu este într-o continuă dezvoltare. Edilul ne-a mai spus și ce înseamnă aceste proiecte pentru localitatea pe care o conduce. În materie de drumuri sunt ultimele străzi, să zic așa, neasfaltate, ultimele străzi care mai necesită modernizarea lor. În materie de apă, e vorba de confortul cetățenilor, faptul că în Comuna Runcu se construiește foarte mult, foarte multe imobile sunt branșate de la an la an în număr tot mai mare, de asta ne-am și gândit să mărim capacitatea de stocare a apei și atunci când apa este tulbure, având în vedere că sursa de alimentare cu apă este o priză tiroleză, pentru a nu întârzia livrarea de apă datorită turbidității acesteia foarte mari, am considerat că este necesar să avem o capacitate mai mare de stocare a apei potabile tratată corespunzător. Stație de epurare a apei aprobată prin programul Angel Salini pentru Comuna Bolboș. Deși au fost depuse două proiecte, doar unul a primit finanțare. Despre ce este vorba mai exact ne-a vorbit primarul Viorel Rotaru. Noi am depus o cerere de finanțare, de fapt două cereri de finanțare pe programul Angel Salini. Unul de canalizare în zona Bolboș-Igirosu și Bolboasa, satele unde avem apă momentan, și încă o cerere de finanțare pentru apă și canal în satele Valea și Ohava. Fiind prioritar cel cu apă, ni l-au aprobat pe cel din Ohava și Valea, unde noi nu avem momentan un teren unde să facem puțurile. Dar am avut o discuție cu un proprietar, ne-a promis lucrul acesta, că ne dă un teren și vom reuși să-l cadastrăm și ala, dar suntem un pic în urmă. Dar noi ne prioritizăm și așteptăm pe cel din cu canal și ăla să-l începem ulterior, dar în final e bine că ni s-a aprobat ceva. Infoplusul de astăzi se încheie aici. Zi excelentă să aveți! Domina Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! A film produced by Inspire Pictures. Salon Cochet Clinic Târgu Jiu. Oferă cele mai bune servicii de epilare definitivă, manicură, dar și pedicură la prețuri accesibile. Scapă de părul nedorit, grija epilării, dar și de iritații cu ajutorul procedurii de epilare definitivă. Rezultatele sunt garantate. Sună la 0353 418 425 și programează-te. Salon Cochet Clinic. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Promovează-te online. Direct și sigur, creăm strategia potrivită businessului tău. 1+ TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe.